Lectura pentru mine. Acest proiect mi-a folosit pentru că am avut posibilitatea de a citi de pe 3 suporturi diferite, de pe carte în mod tradițional, de pe internet, cărți online și e-book-uri folosind e-reader-urile de la Biblioteca Orășenească Nicolae Deaconu. Am citit online Fata Moșului și Fata Babei de Ion Creangă, Amintiri din copilărie de Ion Creangă, Doi fești cu stea în frunte de Ioan Slavi, Sarea în bucate de Petre Ispirescu. Amintiri din copilărie precum și Basmele Românilor de Petre Ispirescu le-am citit și în mod tradițional de pe carte. La bibliotecă am folosit pentru a citi Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, precum și Prâsle cel Voinic și Merele de aur, e-book-uri folosind e-reader. Ultimul suport mi s-a părut a fi cel mai interesant pentru că am avut posibilitatea să citesc mai rapid, mai amărit și am exorat scrisul, l-am manevrat mai ușor, iar lectura a fost mai plăcută. De asemenea, am avut posibilitatea să mă împrietenesc cu alt cititor, să comentăm ce am citit, să realizăm povestiri dialogate sau să redăm prin culori textele lecturate. Lectura pentru mine înseamnă să-mi petrec mai plăcut timpul, să-mi îmbogățesc vocabularul, să mă exprim corect și să creez mici povestioare. Aș vrea să-i rog pe toți copiii să citească mai mult, să vină la bibliotecă, fiindcă aici lectura e la ea acasă, să descopere că prin lectură poți deveni mai bun, mai toleranți, mai descurcăreți. E-book-ul este suportul care poate fi folosit oriunde, e ușor de transportat și are înmagazinate multe lecturi, ceea ce într-o singură carte nu e posibil, iar internetul poate cădea când ți-e lumea mai dragă. Indiferent de suportul folosit, e important ca în urma lecturării să poți spune: carte frumoasă, cinste cui te-a scris.